Salutare bogătașilor, astăzi o să fim cei mai bogați, cei mai de succes oameni. Practic suntem doi copii aici, nu știu ce naiba. Nu știu de când pot să existe doi copii. Dar astăzi o să devenim cei mai blană fotbaliști de succes. O să facem bani gârlă, o să avem fani, o să avem dita mai casa și o să fim cei mai șmecheri. Nu uitați să apăsați butonașul ăla de like, știu că vă place seria. În clipul anterior, 41 de minute m-am chinuit să devin un mare fotbalist, dar nu prea am reușit. Astăzi o să fim un fotbalist celebru și bogat. Nu uitați și de Instagramul nociv.insta și primele două linkuri din descriere sunt canalele mele secundare Alex N și Nocivanu. M-aș bucura să mă susțineți și acolo cu un subscribe și să înceapă nebunia. Cred că am zis subscribe în loc de subscribe, dar nu contează. Suntem fotbaliști ce naiba. Deci acum începem direct cu bani. Știți că pe episodul anterior m-am chinuit să fac să investez bănuții. Și acum investiți, pot să fiu un om de succes. Fericit, tot ce trebuie. Și o să facem să fim... Oh my god, am ratat și una și alta. Dar nu contează. Ne revenim noi. Suntem prietenoși. Și vreau să fim deștepți. Bam, bam. Hai, se poate să fim și creativi. N-ar strica, dar nu merge. Acum o să alegem partea asta să fim fotbaliști. Pentru că am investit eu ceva acolo ca să pot să fiu un fotbalist mai ușor. Bam, bam, minge, minge. Dar numai să-mi vină mingile, că dacă nu-mi vin mingile, degeaba. Am un prieten. Luăm mingea. Hai mă, vreau să fiu fotbalist. Blană. Mai luăm și niște gemuri din alea. Da, trebuie să vină mingea mai des, că dacă nu vine... E greu. Hai, avem carieră în fotbal sau nu? Simt că se poate. Acum strângem ceva bănuți, cât timp suntem tineri, ca să putem investi în noi. Nu ne interesează partea amoroasă, absolut deloc. O să vreau să fiu prieten cu ăsta. Sunt prieten cu el. O să vreau să am succes aici, ca să pot să produc bănetul. Bănetul la blană. Sper să nu mai murim din cauza țigărilor, că eu nu fumez, eu sunt fotbalist adevărat. Te rog. Hai mă, bagă-mă fotbalist, ce tu faci? Nu vreau să investesc în chestiile astea, nici în mașini, în nimic. Vreau să devin fotbalist. Dar nu cred că avem șanse, că n-am prins prea multe mingi. Din păcate. Totuși cred că o să reușim să fim bogați în ideea de a ne cumpăra o casă. Zic că vrei. Nu vrea, bă. E, o să-mi cumpăr o casă singur. O să stau singur în casă. Aie. Asta o să-ți pară rău. Că m-ai refuzat. Mai jucăm niște fotbal. Băi, dar de ce nu pot deveni și eu un fotbalist înnăscut așa? Pe episodul anterior am reușit. Momentan aici încă nu. Și nici nu cred că o să reușim. Mai dăm o minge. A, păi suntem bătrâni deja. Ce să mai reușim? Măcar să facem bănetul. Și să ne cumpărăm casa aia de 2000. Se poate? Sper să nu mă ia iar cu nebuniile alea, cu problemele de sănătate, că nebunesc. 1400 am. Bam, bam, bam. 1600. Și acum cred că urmează să-mi cumpăr casă. Și eu n-am strâns banii, vai de capul meu. Toată viața m-am jucat fotbal, dar n-am realizat nimic cu chestia asta. Da, și casa tot asta de 1000 putem să o luăm. Deci nu prea, no, că nu vreau să mai aflu deznodământul, că știu care-i. Dăm restart și mergem la sigur. Noi ori facem bani și suntem fotbaliști celebri, ori nu mai suntem nimic. Bă, dar și cu 500 încep de bănuți și uite-mă că tot grea e viața. Deși dacă încep cu bani de la mami și de la tati, tot trebuie să muncești aparent. Bam! Hai să vedem. Vreau să fiu fericit. Dă-mă pe Top Gun. Bam. Ok, am crezut că prind și, dar n-am putut. Acum am putut. Iau pe copchii ăștia doi. Și iau și ăla. Ciuciu. N-a mai fost inteligent. Aie. Unde-s bă fotbaliștii mei? Hai aici, frate. Cu fotbalul.
Acum, ideea e să-mi și dea multe mici, că dacă nu mi le dă... O, oh, îmi dă. Cred că avem o carieră în fotbal. Urați-mi succes. Get off. Nu vrea să fie prieten cu mine, nu? Du-te, naiba. Nici nu-mi trebuie prietenia ta. Mă joc cu ăștia un pic. Mai trag de timp. Hai mă, mai dăm mingi. Nu se poate doar 7 mingi. 8 mingi. Hai, mai trebuie o minge, cred că doar. Aaa, degeaba. Nu, nu-mi place. Dăm restart. Eu vreau să fiu fotbalist. Dacă nu mi-a dat minim 9 mingi, înseamnă că nu facem cariera de fotbalist. Iar dacă nu facem cariera de fotbalist, ghiși ce, nu avem bănet. Așa că, uite bă, mi-am ales alt copil. What? Nu știam că poți alege alt copil. Sunt un copil cu scutec de aur. Aha, am înțeles. Și acum poate ăsta e la care are noroc în fotbal. Și nu știu eu. Ok. Vreau să fiu prieten, dar să fiu și deștept. Bam, bam. Plioști, plioști, plioști. Hai mă, vreau să fiu deștept. Acum, mi-o dat și smart. Blană. Iar acum vreau să fiu fotbalist. Te rog, dă-mi mingile alea de care am nevoie. Trebuie minim 9 să luăm. Hai frate, nu-mi dă nicio minge. Apoi n-am nicio șansă. Dacă nu mi-o dat nicio minge până acum, e clar. Măcar am prieten. Bă, dar unde-s mă mingile? Una numai. Două. Trei. Ok, hai că mi-o dat 3 acum consecutive. Și gata. Rip, mingi. Încă una, 4. 5. A, păi sunt puține, mă. Nu, frate, eu trebuie să fiu fotbalist, că de acolo fac bani. Hai că reclamă, da. Mersi. Ne chinuim, promit. O să reușim să fim un fotbalist adevărat și bogat, bineînțeles. Da, ideea e că trebuie să ai și bulan să-ți dea mingi, că dacă nu strângi 9, n-ai cum. Am început și eu să învăț jocul. Pac, pac, pac. Bum. Ne punem pe topogan. Mi se pare cel mai greu lucru să devii bogat în jocul ăsta. Pac, pac. Luăm și asta, luăm și asta, luăm și asta. Și suntem buni cu oamenii. Perfect. N-am putut să mai dau pe aia. Aia e. Hai mă. Vreau fotbalist. A, da, cred că... Nu! Am ratat aia. Toamne, am dat pe săritură în loc de... Oh my god, man. Ia reclamă. Am dat pe săritură în loc de choice. Nu ne lăsăm. Nu știu cu care să mă pun. Cu ăsta sau cu ăsta? Hai să mergem cu ăsta, că pare mai bogat. Pare că are scutecul din aur. Bam. Dar așa acolo contează probabil ce alegi. Deci trebuie să alegem să fim inteligenți, cred. Sau nu știu ce naiba. Hai că vedem imediat, uite aici, da. A, trebuie doar 3 copii din ăia. Bam. Dar nu cred că mai avem acum 3. Nu mai avem. Aie, deci suntem deștepți. Vrem fotbal. Și acum dă-mi mingile alea nemernice. Hai, minge. Minge direct. Oooo, blană cu mingile. E clar, hai. Vreau să văd fotbalistul din mine. Hai, dă-mă minge. Hai, că se poate. Încă 3 mingi. Unde-s mă mingile? Dă-le odată. Așa, bun. Blană. Gata, suntem fotbaliști. Ni s-a ales soarta. Avem și un prieten. E gata, suntem vedete. Hai, ăla-i. Gata. Avem fane. Uhuu, suntem fotbaliști. Am un prieten. Îmi fac banii. Bam, 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 bam. Blană.
1100. Bă, să nu mor acum de cancer, de nebunii din ălea sau... Bă, stai, te-ți dau gol. Oh, banii. Nice. Să nu mă bage pe fumat, pe ceva. Bă, aș putea să am o familie până la urma urmei. De ce nu? Cred că poți totuși să fiu fericit cu nevasta. Și bogat și fericit cu nevasta e tot ce trebuie. Când ne dăm jos, dăm direct gol. Mai nu știu pe care să o alegem. Una sportivă, nu este cea sportivă? Nu, o iau pe asta de afaceri. Vrea? Nu vrea. Aolo. Ne combinăm perfect? A, mă, și asta mă refuză. Păi eu cred că mă duc naiba. Cred că am făcut o greșeală. Mă retrag iar în sport. Deci, fără familie. Am încercat la două și n-au mers. Ok. Am întinerit, dintr-un motiv sau altul. Hai să vedem. Mai dăm cu fotbalul. Revenim pe teren. Bă, măcar avem fane. Deja 2100. Te rog, spune-mi că n-o să crăp. Că nebunesc. Bănetul avem. Ne mai antrenăm puțin. Hai să dau și golul ăsta și sunt blană. Dar nu cred că pot să dau golul. Lua părabă. E, asta este, tot e bine. Ne cumpăr în sfârșit, Doamne. No, acum suntem bogătani. Bă, bine, mă. Atât am vrut să știu. Acum sper să nu mor prea repede. Mai jucăm niște fotbal. Pe sănătate ne axăm. Suntem bogați, avem viață fericită. Uite, cu televizor, cu plasme, cu nebunii. Bam, bam. Mai, na, mai am vrut să povestesc și eu cu menajera sau cine o fi. Dar nu contează, gata. Viață de lux. Viață de barosani. Ia uite, ia uite televizorul acolo. Ia uite ce bine o duc. Cu Mona Lisa pe perete acolo. N-ai mă ce să obiectezi. Am mai rămas și cu bani. Sper să nu fiu singur. Ia să vedem. Vine careva mă la mormântarea mea. A rămas singur naiba. Păi măcar fanii dacă veneau tot era bine. He lived as a wealthy saucer player. Adică am fost un fotbalist foarte sănătos și bun. Hopa, stai, nu asta am vrut să fac. Asta am vrut să fac. Bun. He was focused on playing soccer, adică am jucat fotbal. N-am avut prieteni, pe cum n-am avut mă, că eram vedetă, naiba. Am fost cu sânge rece, cu nebunii, dar ce contează, bă, am fost bogătan. Asta contează. Ia uite-l. Asta am vrut să facem în episodul ăsta. Casa aia blană cu 2000, jucător blană. Am avut fane. A fost refuzat de două ori, naiba știe de ce. Se mai întâmplă. Bam, 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 bam. Am dat golul la blană. Fanele erau aici imediat. Bam, am trecut pe lângă ele. Am avut și preceni prin copilărie. A, mă, că am dus-o chiar bine, frate. N-ai ce zice. Am avut familie fericită. Blană. Sper că v-a plăcut episodul și mă bucur că am reușit atât de repede să facem ceea ce ne-am propus pe episod. Pentru că în episodul anterior am stat 41 de minute și ne-am chinuit. Și tot n-am reușit. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Toate cele bune. Nociv.insta, Instagram-ul, Alexen și Nocivanu. Primele două linkuri din descriere dacă vreți să mă susțineți. Vă salut cu respect. Pa, pa!